La echipă au fost aduși pentru a juca în returul campionatului și a da o mână de ajutor Cristian Bratu și Alin Chița. Cei doi au fost colegi la Dacia Pitești și Poli Timișoara în Liga a doua între anii 1997 și 2001, aceștia fiind crescuți de Centrul de Copii și Juniori FC Argeș. Bratu a mai jucat pentru FC Argeș, Universitatea Craiova, Farul Constanța, Hapoel Ierusalim, Dacia Mioveni și Girom Albota. În timp ce Chița a trecut în cariera sa pe la FC Argeș, UTA, Juventus București, a mai jucat și în Iordania, dar a antrenat anul trecut și pe Juventus București. Școala de fotbal Dani Coman speră ca prin aceste transferuri să promoveze în Liga a treia. La finalul turului, aceștia ocupă locul 2 cu 39 de puncte, în timp ce pe primul loc se află SCM Pitești cu 42 de puncte.